Tânărul circula regulamentar pe strada Chișinău din Drobeta Turnul Severin, când a fost izbit în plin de un șofer care nu a respectat indicatorul stop de la intersecția cu strada Decebal. Martorii spun că zona este cunoscută pentru accidentele rutiere produse de neatenția la volan. Nu țin cont de stopuri și nu se asigură și trece cum întotdeauna s-a întâmplat. Și acum o lună și acum un an și acum doi ani tot aici le-a băgat aici mașinile. În continuu, pentru că nu s-a atent aici la stop, nici acolo un Craiovean venit de acolo, ăsta venea de ăsta prioritatea, ăla venit cu ăla, dar ne l-a trimis în casa lui Ciobotea. Șoferul spune că nu cunoștea străzile pentru că este din județul Caraș, cât despre stop nu l-a văzut. Nu l-am observat, nici l-am observat că vine, dintr-o dată mi-a apărut brusc în mine. Am oprit, dar nu l-am văzut. Cele două victime au fost duse la spital pentru ajutor medical și investigații. Au fost scoase din mașină de martorii accidentului. Conștient. Și puțin la picior fata din mașină, domnișoara din mașină. Ați comunicat cu ei ceva? Da. Ce să spună? Că s-a întâmplat accidentul și că dânsa nu se poate mișca mașina din cauza piciorului. Din accident a rezultat rănirea ușoară la prima vedere a conducătorului autoturismului marca Fiesta plus a unui pasager din acest autoturism. Polițiștii trebuie să stabilească acum cu exactitate cum s-a produs accidentul. Pentru neatenție, șoferul vinovat a rămas fără permis, iar cel mai probabil polițiștii îi vor întocmi un dosar penal pentru vătămare din culpă.